Informație de ultimă oră, doamnelor și domnilor, crimă înfiorătoare în comuna Săcele, județul Constanța. O fată de 15 ani a fost ucisă, iar din primele indicii pe care le au oamenii legii, făptașul ar fi chiar tatăl său. În legătură telefonică directă cu noi este colega mea, Cătălina Buzoianu. Cătălina, spune-ne ce informații ai despre acest caz. Bună ziua! Nenorocirea s-a întâmplat undeva în jurul orei 14:30, așa este, vorbim despre o adolescentă de aproximativ 15 ani, căreia tatăl ei, din primele cercetări, se pare că i-ar fi injectat cu ajutorul unei seringi o substanță necunoscută care ulterior a condus la decesul acesteia. După această tragedie, bărbatul ar fi încercat să-și pună și el capăt zilelor în același mod, însă a fost descoperit la timp de persoana care de altfel a și sunat la 112. Medicii care au ajuns la fața locului au reușit să-l stabilizeze, iar bărbatul a fost transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean Constanța. În acest moment este în secția de terapie intensivă, în stare destul de gravă. Medicii sunt rezervați în ceea ce privește șansele lui de supraviețuire. La locul crimei, la locul nenorocirii, s-au deplasat polițiștii de la Inspectoratul Județean din Constanța, criminaliștii, dar și un procuror care cercetează locul și care, sigur, vor preleva probe și amprente pentru a stabili ce s-a întâmplat cu exactitate acolo. Cătălina, îți mulțumesc pentru aceste informații. O să revenim cu siguranță la acest caz pentru că detaliile sunt absolut șocante.